Deși este un clip foarte scurt, am muncit o grămadă la el, mai ales că un scăite m-a rugat să fac un clip cu sugestii de ținute pentru festival, asta din perspectiva mea, stilul meu, și sper să vă placă foarte mult. M-a ajutat și Denisa la câteva cadre, pentru că fără ea nu aș fi putut să fac acest videoclip așa cum este, și sper din suflet să vă placă. Prima ținută din punctul meu de vedere este perfectă pentru Summerwell, pentru un festival mai relaxat, mai aproape de oraș. Am vrut să mă îmbrac comod, așa că am ales veșnicii Converse și niciodată nu îi dau jos din picioare dacă am mult de mers. Și ca să dau o copată de culoare, maioul de la H&M verde mentă mi se pare că vine la fix cu această combinație. Iar kimonoul de la Lidl poate să-mi țină un pic de cald dacă e mai răcoare seara. Verificați și pe Instagram, pe IGTV, pentru că mâine o să postez un scurt tutorial despre cum am realizat această coafiură, cu codițe, cu codițe răsucite colorate și cu bucle. Sper să vă placă! Cea de-a doua ținută este o ținută extrem de colorată, extrem de feminină. Am ales un sarafan de la Primark într-o culoare veselă, de vară. L-am combinat cu niște sandale de la Lidl extrem de comode, dar în același timp care să-mi ofere un plus de înălțime, pentru că nu neapărat că l-aș avea nevoie, dar trebuie să zic că arată bine. Și pălăria, evident, este un festival, e mult soare, trebuie să ne protejăm, ochelari de soare și totul este gata. Ultima ținută este ceva mai glumeață, e vorba de festivalul Electric Castle, care este cunoscut pentru furtunile și pentru ploile pe care le are în fiecare an, așa că de data asta m-am pregătit. Trebuie să spun sincer, și acum 2 ani când am fost pregătită, dar nici măcar cizmele de cauciuc nu fac față. În schimb, încerc cât pot. Ar fi lipsit și o pelerină de ploaie, din păcate a mea a rămas pierdută pe undeva pe la Cluj, așa că nu am avut niciuna să pun peste mine, dar neapărat la orice festival mergeți, luați o pelerină cu voi, că nu se știe niciodată. Asta a fost, sper că v-a plăcut, neapărat să-mi lăsați în comentarii și cum v-ați îmbrăcat voi la un festival și mai ales la ce festival vă doriți să mergeți vara aceasta. Ne vedem data viitoare, vă pup, pa!